Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Copilul care nu locuiește la unul dintre părinții săi are dreptul de a avea legături personale cu acesta, drept ce nu poate fi limitat decât în condițiile legale, luând în considerare interesul superior al copilului. Însă, ce se întâmplă când legăturile personale cu celălalt părinte nu se pot realiza din cauza refuzului minorului pe fondul alienării parentale? Există sancțiuni pentru nerespectarea unui program de vizitare? Psihologii susțin că implicarea copiilor în procesele judiciare ar putea genera situații de stres sau disconfort. Vom afla toate detaliile, dragi spectatori, de la invitații mei chiar acum. Rămâneți cu noi! Revenim! Astăzi, prin tribunale ca prin viață, va fi sursa dumneavoastră de informare. Astăzi vom discuta despre dreptul de a avea relații personale cu copilul, dreptul de vizitare, un subiect foarte important pe care îl voi dezbate cu invitatele mele aici în studioul A7 TV. Alături de mine este doamna avocat Ionela Vasile, avocat în cadrul Baroului București. Sigur, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc, doamna avocat, că sunteți alături de noi. Chiar avem nevoie de un specialist în domeniu, iar dumneavoastră chiar sunteți. Mulțumesc pentru apreciere. Mulțumesc. Așa, și bineînțeles că avem nevoie de psiholog, deci nu trebuia să lipsească doamna Cristina Podgoreanu, psiholog. Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Bine ați revenit în emisiunea Prin Tribunale ca prin viață, pentru că, așa cum spuneam, tema necesită o discuție amplă și pe latura psihologică, pentru că atunci când vorbim despre copii și mai ales când intră în discuție un program de vizitare, o pensie alimentară și multe alte aspecte pe care n-aș vrea să le dezbatem astăzi, pentru că le-am mai vorbit pe latura divorțului și cererilor accesorii, decât cele despre care am făcut vorbire la începutul emisiunii, programul de vizitare. Un subiect destul de delicat, doamnă avocat. Sigur. Mergeți prin instanță de atâția zeci de ani, da, ne cunoaștem noi, cred că de 20 de ani, și v-ați lovit de N cazuri, diferite cazuri. Și aș vrea, doamnă avocat, pe înțelesul telespectatorilor, să ne spuneți ce presupune un program de vizitare minor. În general, eu am o altă abordare, da, în ceea ce privește pricinele cu minori. Eu spun că copiii nu au decât drepturi și părinții au numai obligații. Pentru că un copil nu cere să se nască, un copil este adus pe pământ prin hotărârea părinților. În atare situație, dreptul de a avea legături personale este în principal al copilului și în subsidiar al părinților. Evident că eu le recomand tuturor să ajungă la o înțelegere ca situația lor să nu ajungă pe biroul unui judecător, pentru că niciun judecător nu cunoaște mai bine situația unui copil decât proprii părinți, da, care l-au născut și l-au crescut până la vârsta la care, evident, ei n-au ajuns să se ajuns să nu se mai înțeleagă. Da. Avem situații multiple în care unii dintre părinți înțeleg că interesul copilului trebuie să primeze înainte de orgoliile lor, dar avem și situații în care orgoliul adulților este mai puternic decât interesul copiilor și atunci, evident, că ajungem în fața instanțelor de judecată. Uneori reușim să încheiem acorduri în care părinții să stabilească program de vizitare minor după nevoile copilului în principal. Însă de foarte multe ori sarcina de a stabili legăturile personale revine unui judecător. În general, avem judecători specializați pe minori și familie. Dar din păcate, doamnă avocat, că vă și întrerup, nu avem tribunale ale copiilor, ca să spun așa pe înțelesul telespectatorilor. Unul singur există în România, cel de la Brașov. Da, dar eu am speranță că pe viitor instanțele de judecată se vor organiza și vom avea tribunale ale copiilor, pentru că, din punctul meu de vedere, dosarele în care se implică, este implicată situația minorilor, afectează foarte mult societatea, pentru că dacă noi nu avem grijă cum atribuim și cui atribuim minorul, societatea este formată din adulți, copiii vor crește și la maturitate, la rândul lor, vor reveni în societate și atunci responsabilitatea este în principal a părinților, dar și a instanțelor de judecată, pentru că dacă un copil nu este dat spre creștere părintelui care are
implicarea mai mare, atunci evident că acel copil pe parcurs se va pierde. Se va pierde, da, și o să vorbim în emisiune să vedem cum stabilim acele criterii, astfel încât copilul să fie încredințat, spun iarăși, pe înțelesul telespectatorilor, în termeni juridici se numește stabilirea locuinței la unul dintre părinți, și chiar vreau să vorbim. Dar înainte de a merge mai departe pe latura aceasta, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna psiholog, ce presupune un program de vizitare sau legături personale cu minorul din partea părintelui nerezident din punct de vedere psihologic? Asta mă interesează. Da, din punct de vedere legal, lucrurile sunt foarte clare. Clare, dar e cea mai mare problemă. Da, sunt foarte clare. Poate o dată de două ori pe lună să viziteze. Da. Din punct de vedere psihologic, consider că ar trebui vizitat copilul de câte ori își dorește acesta. De câte ori simte nevoia. Mai ales pentru perioada de început. Mai ales pentru perioada de început a divorțului. Este o perioadă de instabilitate. Da. De fapt, copilul ce ar trebui să simtă imediat când părinții decid să se separe sau îl anunță sau nu îl anunță, sau depinde de la caz la caz, este să simtă o stabilitate și o siguranță așa cum au fost și până în momentul respectiv. Și atunci lipsa unui părinte poate destabiliza emoțional un copil. Da. Grav. Da. Mai ales că simte că nu poate să vorbească cu el sau nu poate să-l vadă sau nu mai e acolo când simte nevoia. Panica asta duce la instabilitate emoțională. Și de aici provin toate traumele. Da, într-adevăr, legal nu este permis atât cât își dorește un copil. Dar explicându-i... Ar fi permis dacă nu ar ajunge în instanță și să decide un judecător pentru în cazurile ferite în care părinții se înțeleg, care părinții acționează înspre binele copilului, atunci vizitele ar putea fi mult mai dese sau eventual, nu știu, luat de la școală, mers o oră, poate într-o zi, în afara programului legal, care e o dată pe un weekend sau două, nici nu știu exact care este legal. La necesitatea copilului ar trebui să răspundă ambii părinți. Da, dacă ar avea un grad de maturitate astfel încât să pună copilul pe primul loc, nu să pună războiul dintre ei, din păcate. În general, când ajung la un divorț, evident că ambii părinți sunt afectați de problemele care au existat în căsnicie până la acel moment. Și ei, din punctul meu de vedere, divorțul este o traumă atât pentru părinți, cât și mai ales pentru copil. Fiind o traumă și ei sunt afectați și nici ei nu știu cum să monitorizeze și cum să gestioneze mai bine situația până și pentru ei. Da. Dar pentru acel copil, pentru care universul până la acel moment au fost ambii părinți și dintr-o dată universul lui se spulberă. Da. Motiv pentru care eu le spun tuturor că într-o situație de divorț, psihologii sunt primii care ar trebui să se apeleze, pentru că din exterior vezi altfel lucrurile, ești pregătit pentru așa ceva și e normal că nu este o rușine să cerem ajutorul unui specialist. De ce nu ne ascultă chiar și pe noi, avocații, care sunt pe aceeași, de aceeași părere și cu siguranță toți avocații din țara asta și din lumea asta sunt de aceeași opinie. Clar, în momentul în care vine clientul la o consiliere, indiferent că e tatăl sau mama copilului, avocatul din start le recomandă să meargă la psiholog, pentru că ei vin și spun copilul e traumatizat, să duc copilul la psiholog, dar de ce nu te-ai duce tu înainte la psiholog? Din punctul meu de vedere, chiar dacă mergi la cel mai bun psiholog și cu siguranță ne poate confirma doamna psiholog, dacă părinții împreună cu psihologul nu fac o echipă, acel copil niciodată nu va fi bine după un divorț, pentru că psihologul lucrează în cabinet după, evident că sarcina le revine părinților, ca dumnealor să preia din învățămintele psihologului și să le aplice. În atare situație trebuie făcută o echipă, trebuie să lăsăm orgoliile în caz de divorț și prioritar și cel mai important trebuie să fie copilul, pentru că el este rodul acelei relații. Dacă nu avem grijă cum îl creștem și cum îl educăm și ca să fie bine din punct de vedere emoțional, atunci toată munca noastră de părinți s-a distrus pe viitor. Aș vrea să
le explicăm telespectatorilor, pe înțelesul lor, pașii care sunt de urmat în cazul în care este necesar și în general regula cam asta e, să se stabilească legăturile personale ale minorului cu părintele nerezident. Am stabilit și telespectatorii probabil au înțeles sigur că judecătorul este cel care decide în condițiile în care ei nu se înțeleg, după care ar trebui să știm care este judecătoria care va judeca, fac o cacofonie, procesul de divorț. Deci cineva care... În general, dacă competența, mă refer. Dacă părinții se înțeleg, da, pot merge și la notariat și într-o lună de zile deja au terminat și divorțul și toate aspectele legate pe minor. În ceea ce privește domiciliu, program de vizită, pensie de întreținere. Da. Când părinții nu se înțeleg, evident că un judecător urmează să stabilească atât cum se vor divorța părțile, cât și capetele accesorii, respectiv ceea ce are legătură cu copilul minor. Da. Instanța competentă este instanța în situația în care părinții sunt încă căsătoriți, instanța de la ultimul domiciliu, da, al părinților. Dacă părinții nu mai sunt căsătoriți sau nu au fost niciodată, instanța competentă este de la locuința copilului, deci unde se află în speță copilul, judecătoria de la locuința copilului, de, da, sector. Judecătoria, da, da, de sector. Este de reținut, să știe telespectatorii. După care... Ce se întâmplă? Mergi în... clar au nevoie de o taxă de timbru, nu? Evident, care taxa de timbru în ceea ce privește, dacă ne interesează divorțul, pentru un divorț prin acord este de 100 de lei, da, iar pentru un divorț prin înțelegerea părților de 200 de lei, iar în ceea ce privește capetele accesorii pentru copil, 20 de lei pe capetele de cerere, taxa de timbru. Evident că în plus de această taxă de timbru este onorariul avocatului, dacă se apelează la un avocat, în general, dacă nu se apelează, se pot descurca părțile și singure. Da. Onorariul avocatului este în funcție de... Da. Aici nu putem să, da, să dezbatem prea mult pentru că ține de relația dintre avocat și clientul său. Dar important este să știe că dacă nu se timbrează o cerere, este anulată, da, de către instanța, da, de judecată și pierd timp. Da. Cât durează până se... Aici este o problemă. Ajunge pe rolul, adică în instanță, au ajuns în instanță părțile. Aici este o problemă, pentru că instanțele de judecată sunt supraaglomerate. Da. Procedura prealabilă, respectiv, în momentul în care se depune cererea de chemare în judecată la instanța de judecată, nu se mai stabilește imediat termenul. Instanța de judecată înregistrează dosarul, comunică cererea de chemare în judecată pârâtului. Pârâtul are 25 de zile să-și formuleze întâmpinare sau reconvențională apărări cu privire la cererea prin principală, după care se comunică înapoi cererea către reclamant. Undeva la o perioadă de 60 de zile ar trebui să fie această procedură prealabilă, însă, având în vedere supraaglomerarea instanțelor de judecată, am avut situații în care a durat și 8 luni de zile, ca să primim primul termen, situații în care cei care au de suferit sunt copiii, pentru că nu au o situație clară, părinții nu se înțeleg, nefiind un program stabilit, amândoi trag de copil, pentru că își doresc să petreacă timp cu copilul și copilul este cel care suferă. Aici chiar ar trebui să se aibă în vedere ca pe cauzele cu minori procedura să fie mult mai rapidă pentru a-i proteja pe ei în principal. Da. Dar pe de altă parte, și de asta e bine să meargă la avocat, ei pot imediat după ce depun cererea de chemare în judecată să apeleze la ordonanța președențială, unde se stabilește programul de vizită provizoriu și mai rapid. Și mai rapid. În general, ordonanța președențială s-ar judeca cam la o perioadă de o lună de zile din momentul în care se înregistrează, pentru că este o procedură de urgență în care se administrează minimele probatorii. Se va stabili, evident, în general, în ordonanța președențială este admisibilă în general proba cu înscrisuri și eventual interogatoriu, dacă părțile au interogatoriu pregătit sau dacă instanța de judecată apreciază că poate să-l administreze din oficiu. Proba cu martor foarte rar este administrată, pentru că tocmai de aici rezidă urgența ordonanței președențiale, se judece într-un timp foarte scurt. Ori dacă s-ar admite proba cu martor, timpul s-ar prelungi și fondul dosarului, celălalt dosar mare, ar putea fi afectat de administrarea probelor din ordonanță. Da. Motiv pentru care ordonanța se judecă de urgență, se stabilește evident în funcție de situația concretă în fiecare speță un program de legături personale cu părintele nerezident la care copilul nu domiciliază,
care program este valabil până când se judecă dosarul de fond, primul dosar. Da. Dar aș vrea, doamna avocat, să vă mai întreb ceva. Care este, hai să zic, regula, nu excepția, da? Atunci când judecătorul chemat în caz de urgență, da, pe această ordonanță președințială să stabilească un program, cam cum se împarte acel program de vizită? Pentru că rar sunt situațiile în care se împarte și nici nu e recomandat, cred, jumătate să stea copilul la mamă, jumătate la tată. Cam cum se configurează programul de vizită? În ultimul timp am văzut foarte mult tați care sunt mai implicați decât în anii trecuți. Da. Și eu sunt surprinsă în mod plăcut de acest lucru, pentru că prezența mamei și a tatălui au relevanță mare în viața copilului. Un copil care este crescut doar de mamă sau doar de către tată, la maturitate spun eu că va prezenta anumite probleme. Instanțele de judecată tind să nu împartă programul jumătate și jumătate și din punctul meu de vedere nici nu cred că ar fi recomandat. Pentru că va destabiliza pe viitor emoțional copilul, care nu va mai ști unde e casa lui. Am avut situații în care copilul pleca cu un ghiozdan de la mamă la școală, cu de la tată și constata că ba nu avea caiete, ba nu avea rechizite. Judecătorii merg pe varianta de a stabili domiciliul la unul dintre părinții, în principal la mamă, dar am avut și cazuri în care s-a atribuit către tată, iar celălalt părinte să aibă în general program de weekend, de vineri până duminică, împărțite aproape vacanțele intrasemestriare și vacanța mare, în general merg pe împărțirea egală. Și, în general, mai stabilesc și marțea și joia, în sensul ca părintele nerezident, la care nu locuiește copilul, să-l ia marți pe copil de la ora 16 până la ora 20 și joi și să rămână la domiciliu unde el este obișnuit peste noapte. Dar ce te faci când vorbim, și aici aș vrea și o să mă îndrept și către dumneavoastră, doamna psiholog, vorbim de minori, uite, spre exemplu, doi gemeni, doi anișori, un tată care insistă dacă s-ar putea să petreacă timp cu cei doi copilași jumătate-jumătate, fără să aibă o locuință stabilă, nici nu știe pe unde locuiește, pe unde se duce, ce e cu el. Faptul că sunt foarte mici copii, chiar și nu se întrerupsese programul de alăptare. Și uite așa, nu intru în detalii ca să nu vorbesc de speță, intră într-un război încât copilașii săraci de ei sunt la mijloc și nimeni nu mai înțelege nimic. Ați avut situații în care judecătorul să decidă un program mai lung și către tată, fiind vorba de minori așa de micuți, copii așa de mici? Acest lucru se întâmpla cu câțiva ani în urmă. În momentul de față, judecătorii au început să vadă lucrurile altfel. În situațiile în care avem copii atât de micuți, evident, dacă mama cere, pentru că am avut și situații în care mama nu a solicitat. Și evident că judecătorul, dacă nu a solicitat mama să se limiteze programul pe o anumită perioadă de zi și a solicitat tatăl program prelungit, evident că a stabilit acel program prelungit. Însă judecătorii acum tind ca până la vârsta de 3 ani, până și mai la 4 ani, dacă copiii au anumite probleme de comportament, tatăl să-i vadă în timpul zilei. De exemplu, am avut situații în care a stabilit program să ia sâmbăta de la ora 10 până la ora 18, să-i aducă la domiciliul mamei și duminica, iarăși în aceeași procedură de la 10 la 18. Este o variantă foarte bună, pentru că copiii nu pierd legătura cu tatăl, relațiile de afecțiune se dezvoltă și ei sunt în siguranță, dacă sunt alăptați, cu atât mai bine merg la mamă, dar oricum la această vârstă au și o mâncare diversificată și au stabilitatea lor, pentru că se cunoaște. Copiii când sunt micuți au locul lor în pat, au jucăriile lor, nu este bine să-i scoatem din mediul lor. Ce bine spuneți, dar sunt situații unde lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Este adevărat, până la finalizarea procesului de fond, să spunem că în mare parte am văzut hotărâri date în acest sens, adică copilașii până la 3-4 anișori să fie luați doar, așa cum a spus, nu știu, o dată pe săptămână, dimineața aduce seara și așa mai departe, după care în momentul în care rămâne definitivă hotărârea, ne trezim peste noapte copilașii cu un program
prelungit, destul de semnificativ și uite așa intră într-un șoc cei mici, pentru că trecerea e prea bruscă, n-ar trebui făcută progresiv, adică poate chiar stabilit prin programul de vizită de către judecători, nu știu, în prima lună... Am avut situații nu în care... Nu e practică unitară, este incredibil. Sunt hotărâri date în acest sens. Ar trebui să atragem atenția domnilor judecători că alți colegi de-ai dumnealor hotărăsc în acest sens. Am avut situații în care, pentru o perioadă de 3-6 luni, copiii au păstrat o astfel de legătură. Erau luați de către tată dimineața, adus seara. Da. După această perioadă, judecătorul a hotărât ca să rămână doar sâmbăta peste noapte. Încă deci o perioadă de un an. Treptat, da, au început treptat pentru ca copiii să se acomodeze. Însă, și pe un astfel de program, dacă părinții nu înțeleg că trebuie să se susțină reciproc, să nu se vorbească de rău în prezența copiilor, copiii nu vor fi bine. Pentru că vor pleca de la mamă ta cu ideea că tatăl este într-un fel și că ei nu sunt în siguranță și vor veni de la tată cu cuvinte urâte la adresa mamei. Părinții trebuie să aibă o comunicare pentru stabilitatea copiilor. Când copiii când îi văd pe părinți că zâmbesc, că își vorbesc frumos, chiar dacă ei nu mai formează un cuplu, ei sunt stabili emoțional și pot păstra foarte bine legătura cu amândoi părinții. Păi, în cazul acesta, doamna psiholog, cum să facem ca să îi motivăm pe adulți, pe părinți, să aibă în vedere ce a spus și doamna avocat? Pentru că ce vedem noi în instanță este dramă, dramă. Da. Adică se duc în programul de vizită la tată, dau un exemplu, se întorc și ne trezim cu niște situații. Asta se întâmplă pentru că niciunul dintre părinți nu se gândește la copil. Da. Adică, în primul rând, nu se gândesc nici la ei. Apropo, aș vrea să fac o mică paranteză de ce a spus doamna avocat mai devreme cu mersul la psiholog. Adulții de obicei consideră că ei n-au nicio problemă. De obicei căutăm vinovatul. Da. Întotdeauna în cazul unui divorț, din cauza celuilalt sau din tot timpul ne simțim mai bine dacă găsim vinovatul și pe umerii cui să punem tot ce ni se întâmplă nouă. Da. Bun. Din punctul ăsta de vedere, ambii adulți ar trebui înaintea copilului să vină la psiholog. De ce am ajuns aici? Hai să vedem fiecare ce parte am avut. Hai să vedem cum o rezolvăm. Hai să vedem cum îi comunicăm copilului și cum gestionăm perioada de după decizia noastră. Deci cam ăsta ar fi un traseu sănătos. Da. Da? Întâi să identificăm și părțile noastre, pentru că am fost doi, am iubit, am făcut copil, am crezut, am construit împreună, bun, nu mai merge, ok. Nu din cauza ta, nu din cauza mea, poate e o cauză comună până la urmă. Da, dar pentru asta ar trebui să înțeleagă scopul, sau mai bine spus, de ce divorțează. Da. Cum să continue relația? Să identifice fiecare după rănile. Pentru că din cauza rănilor și din cauza neacceptării intervine orgoliul ăla și atunci intervine lupta și ura dintre cei doi părinți. Lasă că ți arăt eu, lasă că îți fac eu, lasă că nu știu ce. Deci este o luptă de orgolii, pur și simplu. Și nu au în vedere că se maltratează și ei pe ei înșiși și maltratează și copilul. Emoționalitatea familiei, emoționalitatea copilului este grav afectată. Dar spuneți-mi așa, pe înțelesul telespectatorilor, care sunt traumele pe care divorțul părinților le poate lăsa întipărite în sufletul copiilor? Și într-un fel sau altul îi va marca poate chiar și pe viață. Copilul în primul rând va simți sentimentul de nesiguranță. Poate simți lipsa iubirii. Securitatea lui personală îi pot afecta anumite limite. Lupta dintre părinți îl poate destabiliza emoțional pentru că este pus în situația de mic să judece, să critique, să asculte, să-și dea cu părerea, neștiind, atât de mic fiind, că el este jumate și mamă, jumate și tată. Și atâta timp, că ați vorbit de alienarea parentală, atâta timp cât ascultăm critici despre tată, noi știind că suntem inconștient jumate tată, ajungem de ne criticăm singuri,
Da. Și asta nu condiționează, ca să fim foarte clari, doar procedura de divorț. Procedura asta cu una legea și cu actele de multe ori îngreunează puțin părinții situația. Părinții copilului poate nu sunt căsătoriți și au dezvoltat o relație, pe înțelesul telespectatorilor, concubinajul, de care se tot vorbește. Deci nu suntem... indiferent că vii după un divorț, că rupi relația cu tatăl copilului, din păcate efectele sunt cam aceleași. Problemele legale n-ar trebui să ne afecteze. Da, noi ar trebui să avem o comunicare și o înțelegere și accent pe emoții și pe empatie și pentru celălalt partener și pentru copilul nostru, care trebuie să înțelegem că trece printr-o suferință. Nu numai noi, ca adulți, trecem prin suferință. El trece printr-o suferință și nimeni nu-l ascultă, nimeni nu-l înțelege. Da. Aș vrea să rog colegii mei să pună cartonul numărul 3, pentru că, doamna avocat, mă interesează să ne explicați dumneavoastră care sunt criteriile în funcție de care se stabilește programul de vizitare. De ce ține cont? În mod concret, judecătorul. Instanțele, în general, trebuie să urmărească interesul superior al copilului, unde este mai bine acelui copil și pe ce program de legături personale ar trebui să păstreze legătura cu părintele cu care nu domiciliază. În principal, instanțele de judecată se raportează la relația pe care o are cu fiecare dintre părinți. La vârsta copilului, dacă copilul este mic, evident că domiciliul se va stabili la mamă și un program mai restrâns în favoarea tatălui, și este normal să se întâmple în acest mod, pentru că copiii ori sunt alăptați, ori se știe clar că până la vârsta de 7 ani, din punctul meu de vedere, la cât am studiat eu, există o legătură foarte strânsă între copil și mamă. Da. Se spune că din punct de vedere emoțional și psihologic se închide un ciclu între legătura, cordonul umbilical, ca să vorbim pe românește, între mamă și copil. Evident că nu se rupe niciodată, dar se închide la un moment dat, undeva la vârsta de 7 ani. Da. Motiv pentru care în prima parte este normal să petreacă mai mult timp cu mama. Se raportează la vârsta copilului, spuneam, dacă copilul este mai micuț, tatăl va avea un program de legături personale mai restrâns. Se va raporta la implicarea fiecărui părinte în viața copilului, pentru că am văzut și tați implicați și tați neimplicați, tați care au pus foarte mult accent pe viața personală, în sensul că înțelegem cariera, cu toții ne axăm pe carieră, însă s-au axat pe a se simți ei bine în viața personală, plecat din cadrul familiei, petrecut timp cu prietenii. Evident că dacă se dovedește acest lucru, interesul copilului este să rămână mai mult timp cu mama. Și avem situația în ultimul timp, pe care eu le regret foarte tare, în care copiii au probleme de sănătate. Da. Și aici ne poate ajuta și doamna psiholog, în care sunt copii care prezintă grade de autism, grade de ADHD, care au nevoie de o implicare a celuilalt părinte mult mai activă, de ajutorul persoanelor de specialitate, psihologi, psihoterapeuți, pentru că trebuie să efectueze ședințe de terapie. Am un caz în acest sens, în care, spre mulțumirea noastră, tatăl a înțeles că acest copil este cu probleme și o ajută pe mamă și permite mamei că atunci când are puțin timp să-i dea copilul. Nu insistă, chiar dacă are un program, vreau să iau neapărat copilul pe program. Da. E recomandat să se facă acest lucru, pentru că acel copil trebuie să fie bine. Am avut situații în care copiii au fost dați către tată și la vârste undeva în jur de 7, de la 7 ani în sus. Da. Dar nu pentru că mamele nu se ocupau de creșterea lor și nu erau implicate, ci pentru faptul că copiii au dezvoltat o latură emoțională mai puternică. Da, și în general se întâmplă cu băieții. Și eu spun că nu este un lucru rău, pentru că exemplu într-o familie pentru băiat este tatăl și pentru mamă, pentru fetiță este mama. Da, dar asta nu cred că ar face bine, să spunem, vorbim de doi copii, să fie împărțiți copiii. Nu, exclusiv. Copiii n-ar trebui împărțiți. Copiii ar trebui să rămână cu domiciliu amândoi la același părinte și din punctul meu de vedere chiar și programul de legături personale trebuie suprapus cu amândoi copiii, pentru că relația se formează și între ei ca și frați, dacă noi îi separăm. Știți ce vreau, doamna avocat, o să o întreb ceva pe doamna psiholog. Aș vrea să nu uităm, să nu cumva să că timpul ne presează, să vorbim și de schimbarea programului de vizită, în ce condiții se poate schimba. Dar înainte de toate, chiar asta vreau să vă întreb, ce spunea și doamna avocat, doamna psiholog. Au fost situații în care judecătorii au decis și, doamne, mi-aduc aminte inclusiv de cazul Sorina, chiar mi l-am scos. Vă mai aduceți aminte? A fost la televizor
cazul acela, când copilașul nu vrea să accepte sub nicio formă și să meargă la părintele căruia i s-a dat un anumit program de vizită. Cum putem noi cum pot părinții să se înțeleagă astfel încât copilul să nu fie afectat? Pentru că copilul nu trebuie forțat să facă ceva ceea ce nu-și dorește. Da. Punând atunci presiune, poate dezvolta o reacție adversă față de celălalt părinte. Transferul acesta între a merge sau nu a merge în vizită la celălalt părinte trebuie făcut treptat în situația în care copilul nu vrea. Și atunci, în programul de vizită, poate celălalt părinte să vină să petreacă câteva ore sub supravegherea părintelui rezident. Transferul trebuie făcut ușor, fără a pune presiune pe copil. Copilul își dă seama că nu vrea acolo sau ceva îl împiedică să se ducă. Dar care ar fi motivul totuși pentru care el refuză? E cumva ceva din spate, de o traumă profundă, din urmă? Nu știm niciodată copilul ce simte în momentul în care părinții s-au despărțit. Copilul poate simți totuși, depinde și de vârstă, aici nu vreau să intru, să, lucrurile stau total diferit în funcție de anumite vârste. Știți că sunt două situații, vârste, odată depinde ce a văzut în familie dacă până vine în momentul cu ceva, divorțului. Așa, sau din momentul în care s-a rupt relația dintre cei doi, copilul poate fi influențat într-un mod excesiv de către părintele care locuiește. Care și atunci vorbim de da. Alienarea aceea parentală, care destul de greu se demonstrează în instanță, din păcate. De obicei, da, nu prea se poate demonstra. Da? Dar eu ce zic, în momentul, în situația aceasta, celălalt părinte nu trebuie să renunțe. Nu trebuie să renunțe și trebuie să lupte să-și vadă copilul. Să facă în așa fel încât să fie prezent, indiferent de câte bariere îi se pun. Pentru că, de fapt, aici este cea mai mare problemă. Majoritatea renunță și a zis, nu pot să mă lupt cu ea, cu tot neamul, cu nu știu ce, cu toate bârfele, cu mai bine las lucrurile să... Lăsatul ăsta și abandonul ăsta, iarăși are repercursiune asupra copilului. Faptul că copilul zice nu vreau să-l văd sau să o văd pe mama sau pe tata, lui trece, starea asta poate să-i treacă. Abandonul și respingerea celuilalt părinte poate influența viața în general a adultului. Dar implicarea, spre exemplu, mă gândesc imediat la direcția DGSPC-urile, unde protecția copilului ar trebui imediat să intervină și să concilieze atât părinții cât și copiii. Cred că acel caz, Sorina, a și demarat o procedură în Parlament, astfel încât concilierea s-a și prelungit, nu știu, pe 6 luni, adică era pe trei luni, da. S-a adus la o prelungire, astfel încât să poată să rezolve problema. Ideea care, sau întrebarea mea, se pune în felul următor. De ce Serviciul de Asistență Socială, Asistența și Protecția Copilului nu se implică cu adevărat atunci când au de-a face cu situații excepționale, aș putea să spun? Nu am legături foarte strânse și nu pot vorbi în numele lor, dar din câte am înțeles, sunt prea puțini specialiști și aici prea multe cazuri. Problemă. Poate unele cazuri sunt tratate cu superficialitate și atunci nu există implicare necesară. Cred că majoritatea cazurilor, da. Când mă uit la anchetele sociale care ajung în instanță, eu am rămas șocată de 20 de ani, nu m-am obișnuit cu gândul ăsta, să vezi anchete făcute așa, în voia soții, răspunde la niște întrebări, sunt reale, nu sunt, nu contează. Sunt făcute și în lipsă, am înțeles. Păi aici partea... Aș vrea, eu mă abțin de la subiectul ăsta, că nu. Nu vreau să intru pe alt râm. Da. Doamna avocat, ați văzut atâtea în instanță. Și aș vrea, înainte, că ziceam să vorbim despre... uite că am și uitat ce voiam să vă întreb. Despre modificarea programului de vizită. Și mă gândeam inclusiv că mai avem, cred că, vreo 15 minute și vreau să mă gândesc și la situația în care unul dintre părinți locuiește în străinătate, iarăși să nu uităm.
Am vrut să vă întreb ceva și programele de lucru personale vă spun. Aici cu judecătorii. Da. Fără să se am nimic cu colegii noștri, cu domnii judecători care au o sarcină grea. Deci nu mi-aș dori niciodată să fiu pus într-o situație în care să decid cu privire la destinul unei familii. Eu am sesizat. Sunt judecători tineri, foarte mulți tineri, care eu cred că mai înainte de orice, atunci când mergi pe linia aceasta a familiei, în materia a familiei, să ai cât de mult dezvoltată povestea, cum să spun, pe latura vieții, nu? Pentru că de asta de multe ori sunt niște decizii date de te înspăimânți. Da. Și sunt imediat întoarse de către tribunal. Și vin imediat și rezolvă problema chiar pe ordonanță. Da, așa este. Deci nu e în regulă. Sunt foarte mulți judecători tineri care au ieșit acum. Ei foarte bine pregătiți, dar nu știu dacă este eficient. Sunt bine pregătiți, însă eu spun următorul lucru, că în pricinile cu minori nu trebuie să aplicăm numai textul legii. Trebuie să ne gândim la partea emoțională, da. Pentru că nu lucrăm ca la societățile comerciale cu numerar. Nu lucrăm cu hârtii, lucrăm cu vieți umane. Și în momentul în care lucrăm cu vieți umane, trebuie să ne transpunem puțin și în situația acelui copil care va deveni adult și în situația părinților, pentru că nu numai copilul are relații de afecțiune cu părinții, ci și părinții unii sunt chiar dependenți de propriul lor copil. Atât de mult se implică în relația cu copilul. Într-adevăr, în ultimul timp, judecătorii se raportează numai la textul legal. Personal, să știți că eu nu-i judec și vă spun și de ce. Lucrez în acest domeniu undeva de la 22-23 de ani. Gândirea de la acea perioadă a vârstei, 22-23 de ani, când încă eram un copil, da. Este total diferită față de gândirea de acum, când da. Și eu la rândul meu sunt părinte. La acel moment venea o mamă și îmi spunea: vreau neapărat să câștig acest copil. Depuneam toate diligențele. Acum, dacă vine și îmi spune: vreau neapărat să câștig copilul, îi adresez foarte multe întrebări. Da. Care e relația cu copilul? Care e relația cu adică tatăl? Cum e implicat? Propria convingere că tu o sfătuiești exact. Să facă ce nu vreau să am vrea ea sau ce trebuie pentru copil? Nu vreau să am remușcări de conștiință pe viitor. Pentru că acest copil este un suflet de om. Da. Și dacă el nu este bine, și conștiința noastră se încarcă cu problema fiecărui copil. Gândirea matură, spun eu, că la gândirea matură se raportează. Da. Un avocat, un judecător care are un copil acasă privește altfel situația unui copil pe care o are spre a o judeca. De aceea eu spun că ar trebui ca aceste dosare să fie repartizate către bărbați, femei, domni judecători, da. Care au o familie și văd lucrurile și din punct de vedere al unui părinte. Da, da. Mă întrebați de modificarea programului de legături personale. În ceea ce privește minorii, hotărârea nu este definitivă. Dacă situația pe care a avut-o un judecător la momentul la care a dat hotărârea s-a schimba cu privire la copil, se poate schimba și domiciliul copilului și programul de legături personale, inclusiv și pensia de întreținere. Da. Trebuie să reținem că în cauzele cu minori, hotărârile nu sunt definitive, se pot modifica oricând, până când copilul împlinește vârsta de 18 ani. Ideea este că pe chiar și Ioana, producătoarea emisiunii, îmi tot spune în cască și bine face să nu uităm de pensia, să vorbim de pensia de întreținere. Dar eu acum vreau să spun altceva. Nu ne ajunge timpul să dezvoltăm nici măcar cu privire la programul de vizită și aș vrea să facem o emisiune specială pe pensia alimentară. Eu am pregătit toate, dar nu ne ajunge timpul. O să spunem doar fugitiv la final câteva date, dar așa foarte scurt. Că nu avem timp. Deci, doamna avocat, vreau să mai spuneți ceva. Atunci când unul dintre părinți locuiește în străinătate, cum vedeți dumneavoastră configurat un program de vizită astfel încât să nu fie afectată relația dintre părintele nerezident cu copilașul său? Și de asemenea aș vrea puțin și pe competență, dar scurt de tot. Scurt. În condițiile în care încă părinții mai sunt căsătoriți, competența de soluționare a pricinii, chiar dacă părinții nu mai locuiesc în România, este în favoarea judecătoriei sector 5 București. Da. Dacă părinții sunt despărțiți sau n-au fost niciodată căsătoriți,
părinți și locuiește copilul cu unul dintre părinți sau cu amândoi într-un alt stat, instanța care stabilește programul și toate aspectele legate de minori este instanța din statul respectiv de domiciliu. În ceea ce privește legătura personală dintre părintele stabilit într-o altă țară și mama sau tatăl care a rămas cu copilul în România, evident că se poate păstra o legătură, pentru că pandemia cel puțin ne-a deschis mult viziunea. Am situații și hotărâri judecătorești în care copilul în fiecare zi, o jumătate de oră, 10 minute în funcție de vârsta lui, intră pe Skype, pe video și își vede și comunică cu celălalt părinte zilnic, pentru că părinții se înțeleg. Raportându-ne doar la această situație a internetului, evident că se poate comunica, dar și fizic. Am hotărâri și cred că și instanțele tind spre acest lucru, ca de Paște, de Crăciun, în vară, când perioada vacanței este mai lungă, să trimită copilul în țară, la unde celălalt părinte locuiește. Și am situații în care programul s-a desfășurat foarte frumos. Părintele din România a adus copilul, părintele din cealaltă țară a adus copilul în România. Dar cu privire la scoaterea copilului din țară, acel consimțământ, acel acord pe care trebuie să-l dea părinții, aici cum vedeți rezolvată problema? Că iarăși ne trezim de multe ori în instanță, pentru că celălalt părinte nu vrea să-i dea acordul celui la părinte. Păi dar aici tot vorba de lupta orgolilor este. Că nu este în niciun caz în interesul copilului, dacă relația este bună. Evident că este foarte simplă procedura dacă părinții se înțeleg. Se merge la notaria asta, dar deci procura perioada de 3 ani. Și, evident, deci perioada de 3 ani. Este de 3 ani. Și dacă nu se înțeleg, ajung iarăși la judecător și iar o iau de la capăt. Și acolo, din nefericire, perioada este doar scurtă pe perioada de vacanță. Nu este pe perioada de 3 ani, că legea nu permite acest lucru, pentru că răspunderea este a judecătorului, care trebuie să evalueze situația concretă. Producătoarea Ioana mă întreabă, dar ce faci într-o situație de genul acesta? De ce nu-l decade pe părinte din drepturi? Dacă ar fi așa încadrăm, ușor, Ioana, nu ne încadrăm, se întâmplă așa ceva. Nu ne încadrăm în condițiile prevăzute de lege pentru decăderea părintelui din drepturi. Așa văd oamenii. Dar cea care suferă în general este mama, pentru că copiii sunt încredințați către mamă, pentru că are costuri suplimentare, pentru că oamenii nu se pricep și evident că merg la un avocat și avocatul nu muncește degeaba, că e meseria lui. Meseria din asta trăiește. Da. Timpul pierdut de mamă și însă avem situații în care copilul este chemat a fi audiat și pentru un copil nu e nicio plăcere. Și aici, uite, și vă opresc puțin și aș mai vrea să mai atingem. Ioana, cât mai avem din emisiune? Cred că mai avem 9 minute, cât de puțin. Deci aș vrea să vorbim puțin pe executarea silită a unui copil, deci este groaznic când auzi. Ca pe bunuri. Da. Dar, sau să-l pui să hotărască el. Da, să hotărască. Dar aș vrea acum, doamna psiholog, să vorbim puțin de audierea minorului, pentru că e clar, e literă de lege. Începând cu vârsta de 10 ani, copilașul este audiat de către judecător. Da, și mi-aduc aminte că eram și eu o tânără avocată și nu vine să cred cum am putut eu să conving un judecător să audieze un copil de 4 ani. 4 ani avea copilașul acela. Da. Așa, ia spuneți. Aș vrea să fac o legătură mică cu ce s-a discutat mai devreme. Apropo de că toți suntem mai buni cu trecerea timpului și cu experiența profesională. Dar în ceea ce privește judecătorii, consider că ar trebui băgate foarte, foarte multe cursuri de dezvoltare personală. Că poate nu avem atâția judecători de o anumită vârstă sau familiști sau și pentru cei tineri de care discutam, ar trebui tot timpul făcut din prisma instituțiilor anumite cursuri de dezvoltare personală, de a încerca ca această audiere să fie făcută pe bază de empatie. Adică dacă știi în ce ar putea să treacă un copil, dacă știi cât de greu e momentul acela pentru el, poate și întrebările ar fi altfel. Poate și audierea ar avea altă conotație și nu de a pune copilul de a hotărâ, pentru că ceea ce crede el că face în momentul ăla este copleșitor pentru el. Și de foarte multe ori, din punctul meu de vedere, eu cred că ceea ce spune copilul nu ar trebui arătat niciunuia dintre părinți. Ar trebui puțin securizat, pentru că am avut situații în care mama, tata, când copilul a spus că vrea la mama sau la tată, a fost sancționat ulterior, a fost certat, a fost pedepsit, că nu l-a susținut, însă copilul acela și-a manifestat dorința la acel moment. Nu ar trebui niciunul dintre părinți să se comporte. De asta ar trebui amenajate ca camere speciale pentru audierea minorului și deja deja s-a
cred că sunt, nu știu dacă toate judecătoriile, nu au toate, da. Dar chiar urmăream la un moment dat o judecătorie din Cluj. Da, judecătoria. Albaștri. Da, foarte frumos. Povestea cu doamna judecător cu pantofii albaștri. Da, da. Și iarăși am văzut pe grupurile noastre juridice, cred că tot din Cluj erau niște fotografii cu acea cameră specială unde trebuie audiat micuțul și în prezența unui psiholog. Deci da, trebuie obligatoriu un psiholog să fie acolo. Pentru că părțile nu au voie să meargă. Deci în audiere... Și atunci e doar relația între judecător și copilul respectiv. Da. Și atunci relație? Întrebările nu ar trebui să fie... foarte dure sau categorice. De asta zic, ar trebui printr-o și joacă, să aibă efectiv, o anumită la pregătire, da, o anumită să... pregătire psihologică sau puțină dezvoltare personală, astfel încât să vorbească cu copilul despre situația în general și de unde își poate extrage. Da. Se simte bine acolo, se simte bine acolo, cum îi place, cum rezonează mai mult. Adică vrei niște informații tu ca judecător să știi cum hotărăști. Poți să faci și altfel, nu întrebând concret și clar întrebări dure pentru copil. Copilul fiind acolo poate nepregătit de acasă. Da. Că poate mulți părinți nici nu pregătesc ce căutăm acolo, pentru ce ne vedem cu domnul judecător, ce se va întâmpla, ce te va întreba, nu este pregătit de acasă. El este într-o bine, acum și agitație. Pregătirea aceea de acasă, știți, de multe ori, din păcate, da, vezi ce spui acolo, vezi ce faci. Așa, și atunci, dacă tu ai, dacă ești acea, și cred că se tinde, doamna avocată, sconțată de judecătorii, să practici această audiere specială, adică să te cobori la nivelul copilului ca să poți să afli informațiile adevărate, pentru că altfel și tu poți să fii indus în eroare. Vă spun că am fost atât de surprinsă, mod plăcut. Acum o lună s-a audiat un copil la Tribunalul București. Trebuie să ajungem la concluzii. La concluzii. A durat o oră audierea, însă ce m-a marcat, un domn judecător specializat pe minori și familie, bărbat, fetița a ieșit, a fost întâmpinată de mamă și judecătorul a venit și a cerut scuze. Da, a zis că îi cere scuze pentru că a pus într-o astfel de situație. Da. Pe mine ca și adult m-a marcat foarte tare atitudinea domnului judecător. Cât de mult îmi doresc să vină aici la masa aceasta și un judecător ar trebui și să ne vorbească din experiența personală. Când mai avem Ioana din emisiune, ca să știu? 3 minute. Deci suntem așa. Asta voiam să prindem. Cum începe executarea silită când vorbim de copil? Așa pe scurt, doamna avocat, și continuăm concluzia la psiholog. Ca orice altă hotărâre, definitivă cu ștampilă, se merge la un executor judecătoresc. Inițial, executorul judecătoresc somează părintele la care copilul are domiciliu, să-l prezinte în principal la dumnealui pe copil, să-l predea către celălalt părinte. De pe nu prea se ajunge aici, că nu se înțeleg, motiv pentru care în acel moment trebuie sesizată protecția copilului. Protecția copilului sesizează instanța de judecată și instanța de judecată ar trebui să dea pentru o perioadă de 3 luni de zile consiliere psihologică a copilului și a celor doi părinți la DGASPC. Da. Dacă nici după această perioadă de 3 luni de zile de consiliere, la sfârșitul acestei consilieri, se face un raport și se înaintează executorului și instanței de judecată, dacă copilul tot nu vrea să-și rea legătura cu părintele, părintele care are program de legături personale, dar nu și-l poate desfășura, poate solicita instanței de judecată să-l oblige pe părintele la care copilul are domiciliu la plata de penalități pe zi de nerespectarea programului. Se încearcă sancțiune, tocmai în ideea, pecuniară. Dar de multe ori nici asta nu are efect. Și se ajunge inclusiv să se facă și dosar penal. Da, avem și posibilitatea în codul penal de nerespectarea măsurilor dispuse cu privire la minor. Vom continua, vă mai invit repede, îmi spuneți dumneavoastră o concluzie cu privire la această executare silită a minorului, numai când aud parcă ar fi ca un bun. Da, ce spuneți pe scurt în 30 de secunde? Când intrăm pe făgașul ăsta de luptă, de legi, de, cum a spus și doamna avocat, acțiuni, împotrivă, recursuri, nu știu ce, eu zic să facem o pauză, repede, să ne repede oprim, să ne uităm la copilul nostru. Atât. Am înțeles, vom continua emisiunea, vă mulțumesc, dragi invitate, vă mulțumesc noastre, dragi spectatori, aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. În concluzie, fiecare dintre părinți, indiferent că sunt sau nu căsătoriți, fiecare părinte are dreptul de a fi aproape de copilul său, de a-l sprijini, însă, în același timp, are și obligația de a-l ocroti, de a asigura cele mai
mai bune condiții de creștere, dezvoltare, educare și pregătire profesională. Ambii părinți trebuie să se implice responsabil în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor lor. Copilul nu trebuie folosit niciodată ca mijloc moral sau sentimental de răzbunare sau de șantaj față de celălalt părinte, întrucât acest lucru este perceput de copil și se va răsfrânge asupra creșterii și dezvoltării sale. Vă mulțumesc încă o dată, dragi spectatori, dumneavoastră, că ne-ați urmărit și invitatelor mele. Sunt Mihaela Olaru, vă aștept și săptămâna viitoare într-o nouă ediție prin Tribunale ca prin viață aici la 7 TV. Vă mulțumesc, la revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.